cu o poveste foarte interesantă de viață, cea care se juca cu numerele și cu cifrele și cu banii, cea care era contabilă, a ajuns să renunțe la meseria ei și la multe ore petrecute în fața calculatorului și a biroului și s-a hotărât să vândă flori. A început să vândă flori și a făcut o grămadă de bani, bani cu care astăzi reușește să locuiască într-o vilă desprinsă ca din povești. Urmărim acum un material cu imaginile senzaționale din această casă absolut superbă. Noi suntem acum în bucătărie, care, după cum puteți vedea, este neagră. Am avut întotdeauna un thing așa cu negru. Mi se pare luxury, mi se pare ceva mai scump. Este cu adevărat pretențios, pentru că o șmoturez destul de des. Dar este impactul atunci când intri în casă, wow, ce frumos arată. Munca din spatele acestui a arătat frumos. Cam cât a costat, că văd că este așa foarte măricică. Făcută la comandă. Este făcută pe comandă, exact. A costat aproximativ 3.000 de euro. Nu e nici mult, nu e nici puțin. E ok, ținând cont de faptul că arată foarte bine. Am fost plecată în Kenya anul trecut și m-a fascinat pur și simplu faptul că la ei arborele ăsta crește pe marginea drumului, cum crezi la mine, toate buruienile. Motiv pentru care ne-am oprit, am tăiat. În România nu e o plantă care să crească așa, pentru că nu ne ajută clima acolo, fiind cald tot timpul, abundă în astfel de pomișuri. Și am zis că e o bucățică din Kenya, trebuie să am la mine acasă. Oglinda aceasta, așa cum o vedeți, inițial a fost folosită la un târg de nunți. Când am vizualizat eu o oglindă plină cu flori, mare parte din ea era umplută cu flori naturale, a fost un design care a atras foarte mult atenția la un târg de nunți, am luat și niște premii, după care m-am îndurat, pur și simplu nu m-am îndurat să arunc, că m-am chinuit cu ea, sau chinuit, să o coboare, să o urce, să o manipuleze și, pentru că nevoia de natură în orice casă ar trebui să existe, am zis că aș vrea să o transform într-un design care încă este la modă. Spațiile astea verzi cu mușchi stabilizat este natural, este un mușchi natural stabilizat, adică, mă rog, este stabilizat printr-un procedeu chimic, dar este și de impact vizual, este și relaxant când îl vezi, este și de durată, este o investiție foarte bună pentru cei care achiziționează astfel de tablouri. Și cam cât ajunge o astfel de... Acum, cea pe care o vedeți acum e undeva la 1.500 de euro, poate chiar 2.000. Cu cât ați achiziționat întreg spațiul? Casa se ridică undeva la 120.000 de euro. Este o casă pasivă și am vrut-o în așa fel că la început am tot prospectat piața și ne-am dorit foarte mult să cumpărăm casa asta pasivă. Ce înseamnă casă pasivă? Înseamnă că e o casă care cumva se dorește, se economică. Îmi place foarte mult canapeaua, pentru că am vrut să fie din piele naturală, este din piele naturală. M-a obsedat chestia asta, pentru că am tot folosit în timpuri trecute imitație. Îmi place chestia asta, mi se pare de bun gust, să spun. Și după ce s-au canapele mele trecute se stricau, am spus nu, acum o să investesc mai deștept un pic într-o culoare care se potrivește în casă, care de fapt e o nouă culoare, și să fie de piele. A costat ceva canapeaua aceasta, a costat. Așa, medie. A fost ceva. 5.000? 4.500. Ai un ochi format. Unul cel mai mare cadou pe care l-am primit în viața mea a fost treaba asta, ca un trandafir de grădină franțuzesc, parfumat să fie denumit, să împarte numele. Lucru care este mai presus de incredibil. Ei, ca francezi în general, fac lucrurile astea sau denumesc trandafirii după nume foarte mari sau după case de bijuterii foarte mari. Ca un florist care este în viață să beneficieze treaba asta a fost așa ceva uimitor. De ce neagră? O baie și o bucătărie? Nu, deci nu pot să înțeleg. Nu știu să spun, pur și simplu se vede wow. Da.
Mă bucur că îți place. Peretele acela care imită piatră. Care imită piatră, îmi place foarte mult. Inițial aș fi vrut, dar nu mi-a permis structura. Aș fi vrut să fac o cascadă. Deci mintea mea asta era să fie un perete pe care curge apă, să fie așa într-o continuă mișcare. Dar nu s-a putut, nu mi-a permis structura să fac asta. N-am reușit să... poate dacă aș fi avut ideea de la bun început, din momentul în care s-a construit casa, aș fi putut să fac. Dar acum nu... n-am mai putut. În fine, oricum mă relaxează foarte tare. N-ai făcut cum se poartă acum pereții colorați cu diverse verde, roșu, albastru? Nu, pentru că trendurile de genul ăsta, eu sunt fan și urmăresc și evident că sunt la curent cu tot ce înseamnă tendințe, tot ce înseamnă trenduri de culoare, tot ce înseamnă... sunt la curent, că asta este meseria mea și în asta activez și am nevoie. Însă... trendurile vin și pleacă, de la un an la altul se schimbă și nu aș vrea să fac din casa mea șantier în fiecare an. Dulapul nu are uși pentru că inițial am vrut să facem, după care ne-am gândit că nu mai au sens, că e mult mai ușor să accesez hainele. Asta cam cât v-a ajuns așa cu plus minus? Tot vreo 2000, totul. Poate 2000 spre 3, dacă socotești și candelabru și toate lucrurile pe care le-am avut, nu mai saltau de la poate 1000 de euro, adică am schimbat-o acum de curând. Vreau să vă arăt rochia asta, deci trebuie să vă arăt. Am apucat să fac o ședință foto în deșert în Dubai cu ea. Și apoi nu m-am mai îmbrăcat cu ea și mă doare sufletul pentru că așa am văzut-o eu, știi, adică m-am gândit o ședință foto în deșertul din Dubai trebuie să fie așa ceva, o chestie vaporoasă care semene cu nisipul. Este la mama mea, îmi place foarte mult. Am apucat să port la deschiderea unui mare business și îmi place tare mult. Îmi place să mă îmbrac cu lucruri pe care mi le cumpără mama pentru că, uite, și asta e mai trendy, pe asta tot mama mi-a luat-o. Uite, mama, te spun la televizor acum că tu ești vinovată. Dar mama ta ce? Ce face mama mea? Mama mea este profesor de limba engleză. Nu are neapărat de a face cu designul sau așa, dar mă știe foarte bine și știe ce mi-ar plăcea și știe ce, cu ce mi-ar sta bine. Ne primești? Ea este fetița mea și ea este cățelușa mea. Pe care o cheamă Tichiluța. Oh, avem un puiuț care are 4 luni, pe noi ne cheamă Tichi și suntem o obraznică suntem. Face prostioare? Da, face prostioare. Asta este camera fetiței mele, camera nouă, pentru că ea a avut o cameră mai micuță. Pe Tiana am avut-o când eram la 24 de ani și suntem o mică tânără și pot să țin pasul cu ea. Bine, acum este adolescentă și... are nevoie altele decât le avea când era mică. Am văzut acolo o poză care mi-a atras atenția și voiam neapărat să ajung la ea. Da. Să ne spui tu este povestea. Poza am primit-o cadou. De fapt este o felicitare pe care am primit-o de Crăciun de la familia regală anul trecut. Eu lucrez cu familia regală, săptămânal le furnizez flori, de fapt casa regală și avem o relație deosebită. Nu vorbesc despre lucrul acesta foarte mult pentru că îmi place să țin anumite lucruri mai private, cum ar fi această colaborare. Apreciez foarte mult relația pe care o am cu casa regală. 120.000, casa cu totul. După care aveam sus... aproximativ 15.000, că nici nu mai știu. Aveam jos aici cât am spus. Cam tot așa. Tot vreo 10, 15, cu plus minus. Deci toată casa la 150.000 lejer. Lejer. Acum. Da. În pandemie, curtea m-a ajutat foarte mult. Pentru că am fost închiși și n-am putut să facem nimic, n-am putut să plecăm nicăieri. Așa mi-am creat oaza aici. Dimineața ne trezeam, ne beam cafea, stăteam la soare, în piscină. Piscină. Noi râdem, noi avem o glumă că este o gropiță cu apă. Casa în sine venea cu o curticică și cu bucățica asta de pavaj de aici. Piscina a fost adăugirea noastră la proiect. Care cu plus minus vreo
5.000 tot a fost. Pe acolo. Am avut niște momente mai grele de care m-am vindecat, mulțumesc Dumnezeu. Am avut o problemă de sănătate care s-a datorat stresului și muncii pe care o prestam și munceam foarte mult, munceam enorm. Aveam 5 sau de evenimente în București, făceam câte 10 evenimente minim pe săptămână și volumul de muncă, plus stres, plus nopți de dormite, plus la un moment dat organismul a cedat, adică și-a spus, a zis stop, trebuie să te oprești. Și m-am oprit fără să vreau, că m-am oprit că am vrut, s-a oprit organismul și am fost internată foarte mult timp în spital până m-am echilibrat. A durat o perioadă, pentru mine a fost un șoc ce s-a întâmplat și ce mi s-a întâmplat. N-aș fi crezut, s-a declanșat o problemă de o boală autoimună. Este bolile autoimune sunt bolile secolului acum. Nu cred că mai este un om care să nu aibă vreun contact cu așa ceva, pentru că este stresul care intervine, care acționează la nivel de la nivel celular. Da. Și ne afectează fără să ne dăm seama, oricât de puternic ai fi, un șoc te poate pune jos. Lucrul care mi s-a întâmplat și mie, eram într-un continuu vrie tot timpul și nu eram mulțumită niciodată de ce făceam, de cum făceam, tot timpul voiam altceva și până la urmă organismul s-a manifestat cum era de altfel și normal să se întâmple. Nu mai puteam să mai merg, mai vedeam. Nu, eram într-o realitate paralelă. Erai, dar nu erai. Eram, dar nu eram, da. Și am căutat, mă rog, vă dați seama, oricine care se află într-o situație sau se confruntă cu așa ceva, caută tot felul de lucruri. Eu am găsit, spre norocul meu, o dietă, un stil de viață echilibrat, care presupune un orar al somnului ok. Deci nu mai, la mine nu există nopți albe, ceea ce făceam cu mult timp în urmă, nu există. Încerc să elimin stresul pe cât pot. Mănânc foarte sănătos. Asta este lucrul la care țin cel mai mult. Deci nu există, iau o guriță, că nu există la mine, nu există așa ceva, este asta și atât. O viață echilibrată începe cu tine, cu persoana ta. Trebuie să te iubești pe tine, trebuie să te respecti pe tine, trebuie să lași deoparte orice te înconjoară și să te echilibrezi pe tine. Poți să faci asta prin meditație, poți să faci prin respirație, poți să faci prin acceptarea sinelui, poți să faci prin dietă, poți să faci asta prin foarte, foarte multe feluri. Mă, fă-o! Înainte să fie prea târziu. Da. Bucură-te de viață, este foarte frumoasă, bucură-te de ce ai tu, de ce poți fi tu, de cine ești tu, de cum ești tu, nu, restul nu contează.